Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă spun bun găsit la cea de-a treia parte a documentarului intitulat Pornografia și dependența de internet, o viață în minciună. Este un subiect sensibil și neplăcut, dar cred că trebuie să-l abordăm cu înțelepciunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cu bun simț și cu respect, dar în același timp cu fermitate și claritate. La fel ca alte vicii sau păcate, pornografia și dependența de internet sunt fenomene care distrug familii, suflete, oameni, caractere și destine și care lasă în urma lor de multe ori lacrimi, revolte, dureri și despărțiri. Care sunt cauzele acestor fenomene, care sunt efectele consumului de pornografie și a dependenței de internet și care ar putea fi posibile soluții? La toate aceste întrebări încercăm să găsim un răspuns în documentarul care urmează. Pentru început am stat de vorbă cu Irinel Ștefan, care a executat 13 ani de închisoare pentru că a participat la o bătaie între bande care s-a soldat cu două crime. În ultimii 5 ani de închisoare, Irinel și-a dedicat inima și viața lui Dumnezeu și a încercat să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu chiar în închisoare. Din experiența personală, înainte de a vă decide să trăiți viața cât se poate de curat înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță ați avut lupte cu pornografia și cu ispitele sexuale. Cum ați reacționat atunci, cum ați căzut și ce sfat aveți pentru cei care s-ar putea să treacă acum prin aceleași lupte? Niciodată nu am înțeles ce înseamnă să te lupți cu tine însuți, pentru că întotdeauna am fost biruit. Nu am conștientizat că este nevoie de luptă. Mă complăceam, mă simțeam bine și, după cum bine știm, păcatul este dulce, dar la urmă lasă un gust foarte amar. Viața mea, care am trăit 31 de ani biruit de această pornografie, biruit de ce înseamnă dorințele sexuale, biruit de ce înseamnă masturbarea, biruit de ce înseamnă relațiile extraconjugale, biruit de ce înseamnă pornografia, a fost un moment în viața mea în care Dumnezeu s-a atins de ființa mea și, să-i spun așa, m-a trezit la adevăr să înțeleg că este nevoie ca și om, trebuie să duc o luptă în fiecare zi și nu în toate luptele avem garanția biruinței, dar în această luptă pe care am denumit-o lupta cu tine însuți, avem o siguranță a biruinței, fiindcă îl avem pe Iisus ca aliat, ca unul care a biruit în totul și noi umblăm în biruința sa. Irinel Ștefan. Trecem acum la un fost dependent de pornografie, dar care a scăpat de acolo cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul bisericii. Mi-am dat seama că lucrurile gândite de Dumnezeu sunt perfect așa cum sunt gândite. Sexul în cadrul familiei și toată bucuria asta a unei relații sexuale în cadrul intim al unei familii este cea mai bună variantă. Dacă ați avut cazuri de pornografie, cum afectează pornografia viața unui bărbat, a unei femei, viața copiilor, viața de cuplu? Cred că într-un mod care poate fi foarte greu reparat, pentru că imaginile sunt mult mai greu de alungat din memorie și chiar atunci când dorești să încetezi a mai avea o astfel de dependență, greu poți să alungi din mintea ta imaginile respective. Afectează viața de cuplu, pentru că atât femeia cât și bărbatul din cadrul cuplului, indiferent care dintre ei consumă așa ceva, are dorințe care nu pot fi împlinite, indiferent ce face partenerul. Ne-a declarat o doamnă consilieră de la un centru de consiliere. Ce adevăr esențial a înțeles Irinel Ștefan pentru viața lui? Eu, după ce Dumnezeu mi-a atins viața și mi-a întors inima spre El și m-a născut din nou, am înțeles că cea mai mare luptă pe care pot să duc este lupta cu mine însumi. A fost un moment în viața mea, pentru că veneam cu un trecut, în trecutul meu era multă pornografie și multă mizerie, a început o luptă cu mine însumi. Bineînțeles că din momentul acela am început să înțeleg ce înseamnă această luptă. M-am luptat în fiecare zi cu masturbarea, fiind tânăr, fiind în detenție și acum fac aici o paranteză, în detenție, masturbarea este un păcat care domină. În momentul în care Dumnezeu m-a născut din nou ca unul care executa în 13 ani de detenție, după 8 ani în care Domnul m-a atins, a urmat încă 5 ani cu Domnul Iisus Hristos și acum se punea problema ce am să fac. Dacă 8 ani m-am masturbat, acum care e soluția pentru mine? Și am început să duc această luptă. Acum,
Citind Scriptura și găsind din ea că există garanția aceasta și siguranța biruinței, am găsit scris un cuvânt care mie mi-a atins inima și am început să trăiesc în puterea Lui. Și scrie în Roman capitolul 8, zice foarte clar cuvântul lui Dumnezeu în versetul 31 și 32. Zice, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a curțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum? Nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Biruința asupra oricărui viciu este dată de însuși Dumnezeu, dar... Există o boală a spiritului contemporan, o patologie, cum o numesc medicii. Ne spune profesor dr. Voicu Tudorache, medic. Și această patologie se referă că societatea trăiește într-un vid existențial, așa numea un mare psihiatru, Victor Frankl. Și el arăta și vorbea că acest vid apare în om prin faptul că l-am dezlocuit, l-am aruncat, l-am îndepărtat pe Dumnezeu din noi. Și atunci a apărut acest gol pe care omul îl resimte într-un mod dureros, căzând în depresie, în dependență de droguri sau de alte lucruri de care vom vorbi mai târziu, în violență. Deci depresia, dependențele și violența nu reprezintă decât o reflexie a existenței vidului existențial. Am înțeles atât de clar că și dacă El a dat pentru mine pe Fiul Său Iisus Hristos, cum? Nu-mi va da biruință în fața acestor lucruri, masturbarea, pornografia, gândurile murdare, poftele. Am înțeles clar că dacă Dumnezeu Tatăl a dorit ce a avut, este atât de evident că m-a dat și celelalte lucruri. Biruința aceasta împotriva acestui duc de masturbare, împotriva acestor pofte care se războiesc cu sufletul, așa cum scrie apostolul Petru și cuvântul care m-a întâlnit atât de tare este acesta, totuși în toate aceste lucruri, totuși în lupta cu masturbarea, în lupta cu pornografia, în lupta cu tinerețea, cu tot ceea ce cere, tot ceea ce necesită trupul acesta, în toate acestea sunt și suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, glorie Domnului. Conchide Irina Ștefan. Cum privește toată această cazuistică pastorul Ioan Brie, slujitor al bisericii? Pornografia merge mână-mână cu masturbarea. Asta este una dintre marile probleme care se confruntă generația de tineri, iar și de tineri, indiferent de confesiunile cărora aparțin. Sigur că poate unii au mai multă influență din partea părinților evlavioși, le mai spun una alta, mi-au văzut la biserică, dar să nu fim naivi, adolescenții noștri, copiii noștri, consumă pornografie. Eu aș sfătui pe părinți să nu permite copiilor lor să aibă televizor în camera lor. Dar cum vor putea părinții să spună copiilor să n-aibă televizor în camera lor când părinții au un dormitor? Cupluri au fost distruse de televizorul din dormitor. Tot o familie are libertatea și își dorește să aibă acest aparat în casă, un televizor. Să-l pună în sufragerie și să spună cui în fotoliu, ca să nu stea mult pe scaun. Cum am iertat această ironie. Dar multă neurânduială a venit în căsnicii de aici. Spune pastorul Ioan Brie. Pe plan mondial, pornografia este o industrie de miliarde de dolari, iar promovarea se face pe toate canalele posibile. Linii erotice, baruri de striptease, reviste și cărți pornografice, cinematografe, casete, DVD-uri, magazine specializate și mediul cu cea mai mare influență, internetul. În continuare, am stat de vorbă cu o doamnă al cărei soț este dependent de pornografie. Copiii cum au fost afectați de această criză? Una din fetele noastre a fost chiar foarte afectată și nu am realizat lucrul ăsta decât după luni de zi. Când la un moment dat i-a solicitat consiliere cu altă persoană și persoana respectivă m-a contactat să-mi spună problema cu care ea s-a confruntat. Eu am observat așa în timp că era distantă și rece față de tatăl ei. Problema ei, numărul unu, era că nu mai suporta să îl strângă în brațe și nici să vină să o strângă în brațe și să aibă niciun fel de relație ca de la tată la fică cu el. Simțea că nu-l mai poate iubi.
Eu, asta îi spunea la persoana cu care a făcut consiliere. Parcă simt că nu mai pot iubi și sunt conștientă că este tatăl meu și a făcut foarte multă pentru mine. Că mă iubește și așa, dar nu îl pot iubi, nu îl pot suporta să vină lângă mine, nici să-l simt aproape de mine. S-a luptat foarte mult cu asta. Ele nu au știut fondul problemei, că n-am putut să vorbesc despre așa ceva cu ele, cu fetele. Dar au văzut relația încordată dintre noi și certurile. Deci a devenit din ce în ce mai agresiv și în exterior, nu numai în intimitate, agresiunea se manifesta. A fost nopți în care, pentru că n-am mai rezistat, am strigat. Și am știut că fetele aud și am strigat ca să nu, pentru că nu mai rezistam și nu mai puteam, am strigat ca să audă și altcineva. Unul dintre motivele pentru care se ajunge la astfel de catastrofe este surprins de Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minții umane, astfel citat. Cu cât oamenii se expun mai mult la bombardamentul cu erotism, cu atât imaginația, comportamentul și modul lor de viață va fi marcat mai puternic de obsesia sexului. Cu atât mai mult erotismul va domina mediul social, spațiul vital al omului modern, iar oamenii vor simți nevoia de a se reîntoarce către consumul materialelor erotice pentru a-și hrăni o imaginație și niște așteptări greu de satisfăcut în lumea reală. Aceste materiale însă vor trebui să fie tot mai incitante pentru a putea răspunde noilor așteptări. Finalul acestui efect de cascadă nu este altul decât eliminarea completă a sentimentului, a umanului din relația de dragoste, degenerarea în perversiuni și, în final, în homosexualitate și lesbianism. Tulburările de personalitate, dezagregarea mentală și bolile psihice, în general, devin tot mai probabile pentru omul pe care televiziunea, cultura nihilismului sau societatea de consum l-au înrobit unei existențe obsedate de fantasmele eroticului. Ne întoarcem acum din nou cu microfonul la pastorul Ioan Brie. Am întâlnit persoane, spre exemplu, căsătorite. Un bărbat căsătorit cu o femeie foarte frumoasă și atrăgătoare și care era împlinit de pornografie și unul de soția lui. O neglija din punct de vedere sexual și în fața monitorului se masturba. Ce-i acolo? Să nu spună nimeni că acolo nu-i diavolul. Omul era înrobit, dar nu putea. Sau persoane care, muncite de pornografie, ajungeau să îmbrace în haine de femeie și se masturbau. Jucând. Deci aici este o... E dezastru. Ce se întâmplă în baie, ce se întâmplă în dormitor, ce se întâmplă în birou, în fața calculatorului, a televizorului, este dezastru. În lumea occidentală, lumea care a inventat televizorul, peste 70% dintre căsătorii se termină cu catastrofa unui divorț. Statistica spune că exact în această secundă, aproape 30.000 de bărbați de pe planetă se uită la un site pornografic. Pe plan mondial, România deține un trist loc de frunte la accesarea site-urilor pornografice. Dar suntem conștienți că lumea modernă nu poate exista fără internet. Cu siguranță sunt multe lucruri folositoare și utile pe internet. La ce este bun internetul și care sunt pericolele internetului, ne spune profesor universitar dr. Maria Roth de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, într-un interviu de Anca Brășfălean. Dacă ne plictisim, suntem mai deprimați, de exemplu, atunci să iau calculatorul, laptopul și să caut un site care să mă distreze sau să încep să port o discuție ușoară, lejeră cu prietenii pe internet, este un lucru la îndemână. Deci de aceea internetul este, să zicem, periculos, fiindcă este facil, este la îndemâna tuturor. În felul acesta este un fel de drog care ne interține, deci informația care vine prin internet și accesibilitatea unor lucruri quasi distractive este ceva ce acționează asupra noastră ca mierea sau ciocolata sau alte bunătățuri care ne fac plăcere și deci chiar dacă eu am de învățat, știu că vine sesiunea, se apropie, dar
ceea ce trebuie să învăț nu prea e distractiv, îmi cere efort și atunci ușor mă abate ideea că hai să discut puțin pe chat înainte cu colegii și discuția asta se prelungește ore, nopți și atunci devine un lucru periculos. Dar care este problema cu internetul? L-a întrebat colegul nostru Radu Mureșan pe pastorul Iosif Zon, profesor doctor, absolvent al Universității Oxford din Anglia. Problema a apărut pentru că internetul fiind un mijloc de propagare a ideilor și a imaginilor, deci e și cuvântul și imaginea, au profitat de aceasta și vânzătorii de otravă și de pornografie și a inundat în internet toată răutatea, cineva a spus, toate scursorile răutății umane se varsă în internet. Așa cum în internet intră toate marile biserici din lume și toți marii predicatori țiu să fie acolo. Înseamnă atunci că fiecare individ trebuie să știe pe ce buton apasă. Cum în internet se spune navighezi, către ce navighezi. Eu decid unde mă duc în internet, eu decid ce caut acolo și ce cauți aceea găsești. Profesor dr. Iosif Zon. Oana Grigore l-a intervievat pe domnul Marius Tache, ofițer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de Poliție, pe tema pornografiei infantile și a metodelor de educare a copiilor împotriva prietenilor necunoscuți de pe internet. Dacă unul sau doi din aceștia devin foarte interesați de ce se întâmplă, devin agasanți uneori, poate e bine la un moment dat ori să închizi acea comunicare, spunându-le de așa ceva și părinților. Agasanți, la ce vă referiți? La obținerea de cât mai multe informații despre respectivul copil. Pentru că probabil el la primele întrebări legate de unde stai tu, poate că nu răspunde, dar întrebarea revine. Ce legătură are unde stau eu sau ce legătură are școala în care învăț sau dacă eu am frați, surori sau dacă sunt singur acasă sau nu sunt singur acasă. Genul acesta de întrebări ar trebui să nască întrebări la rândul nostru. Ai fost abordată pe internet? Ai inițiat legături pe internet cu necunoscuți? Nu am inițiat. Da, am fost abordată, dar în general nu le dau curs. Pentru că nu am încredere. Adică mi se pare că din moment ce pretind să fie altcineva, înseamnă că poți să ai ceva de ascuns. Deci, dacă cineva nu te apreciază așa cum ești, nu merită să fii prieten cu respectivul. Crezi că se leagă pornografia de dependență de internet? Există și pornografie pe internet. Se leagă. Da, normal. Persoane care în mod normal n-are recunoaște niciodată că caută anumit lucru, genul acesta de lucruri, pot să le caute pe internet. Se leagă. Dintre cunoștințele tale, sub protecția anonimatului, cam cât crezi că petrec pe internet în mod general și pe site-uri pornografice în mod special? A, pe internet în mod general, 75%. Din timpul liber? Sau din 24 de ore? Din 24 de ore, că depinde acum și de activitatea pe care o fac și dacă lucrează foarte mult pe calculator, invariabil intru pe internet. Cultura modernă are legătură cu dependența de ceva? Din nou profesor doctor Voicu Tudorache, medic. Cultura modernă este o cultură a dependenței. Dependent de o substanță chimică, de un somnifer, de un tranquilizant, de o pastilă care îmi ia durerile. Pot să fiu dependent de activitate, de lucruri. Cunoaștem atâtea persoane care de dimineață până seara, dar rămân și lucrează cu fervoare pur și simplu, dar sunt dependente de această activitate. O dependență de o ființă, că este umană, că este un animal, dependență de jocurile de noroc și cunoaștem atâtea cazuri, dependență de mass media, de media vizuală, este o dependență. Când este o persoană dependentă de internet? Sau cum se definește dependența de internet? Când petreci cât timp pe zi? Dar ai nevoie de internet în afara timpului când ai nevoie pentru cursuri, pentru servicii? În afara timpului, zi și noapte. Adică vii de la serviciu, te pui în fața calculatorului și te ridici mâine, la a doua zi. Ai avut vreodată senzația că petreci prea mult timp pe internet, că ești dependentă de internet?
Da, am avut. Depinde acum ce faci pe internet, dacă te documentezi sau dacă te joci, depinde de activitățile pe care le ai, cât de constructive. Care crezi că e motivul pentru care oamenii petrec așa mult timp pe internet? Nu mai ies să joace un fotbal, nu mai ies să meargă la o plimbare, stau acasă și comunică, totuși este o comunicare cu alții, dar prin intermediul internetului, în lumea virtuală. Li se pare mai comod așa, probabil, din cauza că au din ce în ce mai puțin timp și se pare mai comod să comunice în felul ăsta, își fac prieteni virtuali. Și poate și teama de a, nu știu, de a fi respins la un moment dat, poate să găsească, să li se pare mai ușor, că pe internet să nu uităm că poți să-ți dai o alt fel de imagine, poți să pretinzi că ești cineva care nu ești. Și atunci li se pare mai simplu și mai accesibil, poți să pară cine nu sunt, poți să pară curajoși sau, atunci li se pare mai ușor de abordat altă persoană. Este greu de crezut faptul că aproape jumătate dintre cei dependenți de pornografie sunt femei. În societatea modernă, puterea acționează nu atât prin mijloace constrângătoare, de forță, ca în dictaturile clasice, ci mai ales prin mijloace blânde, seducătoare, de tip magic, afirmă Virgiliu Gheorghe în cartea Revrăjirea Lumii. Masele de oameni sunt manipulate prin intermediul erosului din programele de televiziune, iar sexul este folosit ca momeală în vânarea atenției generale a publicului. Cel împătimit, cel dependent, nu-și mai găsește liniștea decât parțial și doar în momentele când înfăptuiește patima respectivă sau când consumă ceea ce a provocat dependența. Apostolul Pavel și el dezbate foarte clar ceea ce înseamnă lupta cu tine însuți. Este cea mai mare luptă pe care a putut să o ducă. În multe lupte, birui sau nu birui, dar în lupta cu tine însuți ai garanția că ești biruitor dacă începi să o duci. Și el spunea, zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Omul acesta a înțeles foarte clar că este nevoie de o luptă în fiecare zi cu el însuși. Ne spune Irinel Ștefan. L-am întrebat pe un fost dependent de pornografie ce simțea atunci când viziona aceste materiale. Ce îmi dau seama până acum e că oamenii nu consumă pornografie din cauza sexului, ci dintr-o nevoie de intimitate nesatisfăcută. Sunt bărbați căsătoriți care consumă pornografie. Sunt foarte mulți bărbați căsătoriți care consumă pornografie. Eu am început cu pornografia din liceu și am ajuns până după căsătorie să am acest viciu și această robie. Și nu are legătură cu viața sexuală. Este o pornografie. Consumul de pornografie creează o falsă, un fals sentiment de intimitate, care probabil nu îl poți obține uneori și încerci să-l obții sub orice formă. Intimitatea asta e dată de goliciunea femeii care apare în fața ta ca și bărbat. Și ai impresia că... Deci nu ai impresia, ți se satisface pe moment o anumită nevoie de intimitate. Dar sentimentele unui creștin care consumă pornografie sunt dezastroase după ce ai terminat cu acest consum nenorocit. Te simți jalnic, ai impresia că Dumnezeu nu te mai iubește, că Dumnezeu nu te mai vrea. Și bineînțeles că Dumnezeu nu te vrea păcătos. E normal să nu te vrea păcătos, dar te vrea lângă El, te iubește în continuare și vrea să scapi de această robie. Curiozitatea lor i-a îndemnat să ajungă aici, afirmă o mamă care și-a surprins băiatul, elev în clasele primare, vizionând intenționat materiale pornografice împreună cu colegii și prietenii. De fapt, specialiștii afirmă că 30% dintre copiii cu vârsta sub 10 ani accesează site-uri cu conținut pornografic și 80% dintre adolescenții sub 16 ani vizionează în mod obișnuit materiale pornografice. Curiozitatea lor de a cunoaște înainte de vreme... Curiozitatea este un motor al progresului. Curiozitatea aceasta este stârnită și într-un anumit anturaj. Dacă nu ar fi într-un anumit anturaj, nici curiozitatea aceasta nu ar ajunge la anumite limite. Mă puneam pe genunchi și mă rugam în general pentru copii, dar în mod special pentru această pornire a lor. E adevărat că Dumnezeu a pus în noi dorința aceasta, latura sexuală a noastră, și ea trebuie satisfăcută, dar numai în căsătorie,
într-un cadru legitim pe care Dumnezeu l-a creat pentru noi. Ei, curiozitatea aceasta a copiilor înainte de vreme, cum ai spus tu, da, într-adevăr, nu este rea până la un anumit punct. Are și o latură negativă această curiozitate. Ajungând la anumite cote, deja nu mai poți să o stăpânești. Copilul nu mai poate fi stăpânit. Așa zicem noi oarecum, dar el poate fi stăpânit prin controlul nostru. Noi ca și părinți suntem responsabili de ei foarte mult, foarte mult. Și trebuie urmăriți, nu poți să-l urmărești la orice pas, dar nu poți nici să-i dai acea libertate care se vehiculează. Da, dai libertate copiilor să dea el cu capul și atunci se va trezi, va fi pregătit pentru ziua de mâine și pentru ce urmează. Să pe copil pe o autostradă să dea el cu capul. Eu nu sunt de acord cu această libertate. Dumnezeu mi-a dat copii, dar sunt responsabilă de ei. Îi dau o anumită libertate pe care o consider eu că o are. Nici Dumnezeu nouă nu ne dă, nu avem libertate absolută. În toată această luptă tu nu ești singur, pe lângă faptul că este Iisus Hristos cu tine. Mai este ceva, ți-a mai dat o armă atât de puternică pe care trebuie să o folosești în fiecare zi. Și ai să-mi spui, da, dar m-am rugat și uite, nu am cunoscut biruința, m-am rugat și nu pot să mă ridic, tot sunt prins, tot sunt jos. Ei, să spun un lucru, dacă vrei să scapi de aceste lucruri, fă ceva, taie legăturile, taie lucruri prin care diavolul te-a infectat până acum. Și cu ce te-ai infectat? Prin ochi. Prin reviste, prin televizor, prin tot ceea ce ne înconjoară. Ești pe stradă, pe tarabe, sunt în dise reviste. Te urci într-un trolebuz, vezi o femeie sau o domnișoară cu pieptul pe jumătate gol și ochii tăi fug acolo. Dacă este un mod prin care diavolul intervine și intre cu forța în viața unui om, este privirile. Ei s-a uitat în stânga, în dreapta, uite, sunt tânăr, vreau să mă căsătoresc, ce fac? S-a uitat el cu ochii lui. În momentul în care te uiți și vezi, este clar că în tine se întâmplă, se dă o luptă. În tine se aprinde ceva, nevoia. Ea cere, domne, ai nevoie. Ei, dacă vrei să cunoști biruința, fă primul pas, închide-ți ochii. Ce soluții le-ați propus celor care doreau să scape de dependența aceasta de pornografie? Femeile au fost prin ceea ce au făcut bărbații afectate. Ele nu erau neapărat dependente de pornografie, deși am cunoscut cupluri care au folosit pornografia pentru a fi împlinită în relație sexuală, cupluri care aveau probleme grave și au fost la un pas de divorț, chiar dacă soția a fost de acord să urmărească împreună și să accepte tot ceea ce cerea soțul. Relația n-a putut să fie corectă pentru că principiile pe care Dumnezeu le are cu privire la relația sexuală sunt clar definite cuvântul lui Dumnezeu și dacă nu stă cuvântul lui Dumnezeu la baza tot ceea ce noi trăim, tot ceea ce facem poate fi afectat, inclusiv relația sexuală. Și ceea ce eu am putut să fac a fost să sprijinesc femeia să aibă atitudinea potrivită față de soțul ei, nu acceptând ceea ce el îmi propunea, cerea sau impunea. Am îndrumat cuplul să meargă la consiliere, soțul să meargă să facă consiliere cu un bărbat. Nu, ea doresc bărbații să facă lucrul ăsta, dar soția a fost sprijinită și atunci când în inima unei femei este blândețe și smerenie, ceea ce semeni, aia și culegi. Cred că numai Dumnezeu este cel ce poate libera un om dintr-o astfel de dependență și dacă apelezi la ajutorul lui Dumnezeu, el poate să facă mai mult decât știm noi să cerem. Nu mai te uita nici în stânga, nici în dreapta. Închide televizorul, aruncă revistele de sub patul tău, de sub perna ta, din camera ta, aruncă totul, fă o curățenie totală dacă vrei să cunoști biruința. Spune-i, înapoi a mea vrășmașule, nu mai vreau să stau la pact, mai vreau să mai stau de vorbă cu tine. Închide orice canal pe care el te-a infectat. Pentru mine, televizorul, revistele, clar că m-au atins și ani de zile m-au biruit. În momentul în care m-am ridicat și am zis, Doamne, eu vreau să te slujesc, tu m-ai născut din nou. M-am dezis de televizor, m-am dezis de reviste, am încetat să mai mă uit în stânga și în dreapta și privirea mea era doar la Iisus Hristos. Fie ca privirile noastre să fie într-adevăr ațintite doar la Iisus Hristos.
Stimați ascultători, ați urmărit a treia parte a documentarului intitulat Pornografia și dependența de internet, o viață în minciună. Chiar dacă este un subiect sensibil și neplăcut, cred că trebuie să-l abordăm cu multă înțelepciune, cu bun simț și cu respect, dar în același timp cu fermitate și claritate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!